În urmă cu două zile, zidul cetății care delimitează locuința familiei Kish s-a prăbușit pur și simplu. Oamenii se tem ca situația să nu se agraveze și casa lor să aibă de suferit, mai ales că au sesizat primăria media și proprietarul clădirii încă de acum 2 ani. A căzut acum, duminică seara la 7:30, cea mai mare parte. Și acum stăm în pericol să nu ploaie ca să ne ducă, mai jos. Că avem și canalizarea, tot sub asta. Și apa. Eu am făcut sesizare și aștept acum să vină. De 2 ani n-au fost deloc. Eu am făcut cerere să vină când a fost căzut numai un pic din zidul ăla și au zis că vin. Plătim aproape 3 milioane chirie și nimic în casă ne plouă. Acum am zugrăvit, am izolat camerile interioare, că vedeți, intră șobolanii pe diafară. Reprezentanții primăriei media își spun că se vor deplasa la fața locului pentru a vedea ce este de făcut. Reprezentanți ai Direcției Patrimoniu și ai Direcției Urbanism din cadrul Primăriei Mediaș se vor deplasa în cel mai scurt timp posibil la fața locului pentru a analiza situația și pentru a lua măsurile care se impun.